Ava Dorotei, despre învinovățirea de sine. Să căutăm, fraților, să aflăm de ce uneori auzim cineva un cuvânt supărător, trece peste el netulburat, aproape ca și când nu l-ar fi auzit, iar alte ori, auzindu-l îndată, se tulbură. Care e pricina acestei deosebiri? Și oare această deosebire are o singură pricină sau mai multe? Eu socotesc că are mai multe. Dar este una care le naște, cum ar zice cineva, pe toate celelalte. Și o spun cum. Întâi, se întâmplă să se afle cineva în rugăciune sau într-o bună așezare, adică se află, cum ar zice cineva, într-o stare lăuntrică bună. Și atunci rabdă pe fratele său și trece peste cuvântul lui fără să se tulbure. Se întâmplă iarăși ca cineva are o împătimire față de un oarecare și de aceea rabdă fără să se necăjească. Acelea ce îi se spun de el. Se mai întâmplă iarăși ca cineva disprețuiește pe cel ce voiește să-l vateme, pentru că socotește lucruri neînsemnate cele ce spune acela și nici măcar nu-l ia în seamă ca om, sau nici măcar nu socotește vrednice de luat în seamă cele ce le spune sau le face acela. Și vă voi spune ceva de felul acesta ca să vă minunați. Era un frate oarecare în mănăstirea de Obște mai înainte de a pleca eu de acolo. Și nu-l vedeam niciodată tulburat sau supărat pe cineva, măcar că știam pe mulți dintre frații ocărându-l și scârbindu-l în chipuri diferite. Dar tânărul acela suporta toate de la fiecare din ei, ca și când nu l-ar fi supărat nici de cum niciunul. Deci eu mă minunam de covârșitoarea lui putere de a nu ține minte răul și doream să aflu cum a agonisit această virtute. L-am luat odată deoparte și am pus metanie, rugându-l să-mi spună ce gând are totdeauna în inima lui, că arată atâta de lungă răbdare, fie când e ocărât, fie când suferă orice altceva de la cineva. Iar el îmi răspunse în chip firesc și fără înconjuri, zicând: dar eu trebuie să iau aminte la nedesăvârșirile mele și să primesc cele de la ei ca niște câini blânzi cele de la oameni. Auzind eu aceasta, mi-am lăsat urechile în jos și mi-am zis în mine: fratele acesta a aflat calea. Și pecetluindu-mă pe mine, am plecat, rugându-mă ca Dumnezeu să mă acopere și pe mine și pe el. Deci se întâmplă, cum am zis, ca cineva să nu se tulbure din disprețuire. Dar aceasta e o pieire vădită. Însă tulburarea ce o suferă cineva de la un frate care îl necăjește, se întâmplă fie pentru că nu se află în acea clipă într-o bună dispoziție, fie pentru că are vreo scârbă față de acela. Dar sunt și alte multe cauze care au fost puse în felurite chipuri. Însă cauza oricărei tulburări este, de vom căuta cu deamănuntul, faptul de a nu ne învinovăți pe noi înșine. De aceea avem toată supărarea aceasta. Din cauza aceasta nu aflăm nicio odihnă. De aceea nu e de mirare că auzim de la toți sfinții că nu este altă cale spre odihnă afară de aceasta. Și vedem că nimeni n-a călătorit vreodată pe altă cale ca să afle odihnă. Dar noi așteptăm să ne odihnim sau să ținem peste tot calea cea dreaptă, nesuportând niciodată să ne învinovățim pe noi înșine. Cu adevărat, de ar agonisi omul mic de virtuți, dar de nu va ține calea aceasta, nu va înceta niciodată să supere și să fie supărat, și va pierde toate ostenirile lui.
Dar ce bucurie, ce odihnă nu va avea oriunde va merge cel ce, precum a zis Ava Pimen, se va învinovăți pe sine însuși. Căci orice pagubă, orice necinstire sau orice necaz s-ar întâmpla, de se va socoti de mai înainte ca pe sine vrednic de ele, nu se va tulbura niciodată. Și este oare cineva mai fără grijă decât acesta? Dar va zice cineva, și dacă mă necăjește vreun frate și certându-mă, voi afla că nu i-am dat niciun fel de motiv, cum pot să mă învinovățesc pe mine însumi? Dar de se va certa, de se va cerceta pe sine cu frica lui Dumnezeu, va afla negreșit că i-a dat vreun motiv, fie cu lucrul, fie cu cuvântul, fie cu înfățișarea. Iar de se vede pe sine, precum zice, că prin niciuna din acestea nu i-a dat vreun motiv în clipa de față, e de presupus că l-a necăjit altă dată, fie cu lucru, fie altfel, sau e de presupus că a necăjit pe vreun alt frate și pentru aceasta era dator să sufere, sau adeseori pentru alt păcat. Deci de se va cerceta cineva, cum am spus, pe sine cu frica lui Dumnezeu, și își va întreba cu deamănuntul conștiința sa, se va găsi fără îndoială vinovat pe sine. Se întâmplă iarăși, uneori, că cineva se vede pe sine șezând în pace și în liniște, dar când îi spune un frate un cuvânt care îl supără, se tulbură și socotește de aceea că pe drept cuvânt se supără zicând împotriva aceluia. De nu venea și nu vorbea, și nu mă tulbura, n-aș fi păcătuit. Dar aceasta este un lucru de râs. Este o judecată strâmbă. Căci oare cel ce i-a spus lui acel cuvânt a sădit în el patima? Acela doar i-a arătat lui patima ce era în el, pentru ca, dacă voiește, să se pocăiască pentru ea. El se aseamănă cu o floare de tăciune, care prin afară e frumoasă, iar pe dinăuntru e cenușă. Și când o sfărâmă cineva, se arată cenușă. Așa și acesta ședea în pace, cum se ocotea el, dar în lăuntru lui avea patima și nu știa. A fost de ajuns să-i spună fratele acela un singur cuvânt și a scos la arătare tina ascunsă înăuntru. Deci, dacă voiește să fie miluit, să se pocăiască, să se curățe, să sporească, și atunci va vedea că mai degrabă trebuie să mulțumească fratelui ca celui ce i s-a făcut pricină a acestui folos. Atunci nu îl vor mai apăsa greu încercările, ci cu cât va spori mai mult, cu atât se vor afla mai ușoare. Căci cu cât înaintează sufletul mai mult, cu atât se face mai tare și are putere să rapte cele ce-i vin. E așa cum un animal puternic, dacă e împovărat cu greutate mare, o poartă pe aceasta fără să obosească. Iar dacă se potignește, îndată se scoală și aproape că nu simte că s-a potignit. Dar dacă e un animal slab în putere, orice simte ca o mare greutate și decade, e nevoie de mult ajutor ca să fie ridicat. Așa e și cu sufletul. Cu cât săvârșește mai mult păcatul, cu atât se ticăloșește mai mult din pricina lui. Și dacă păcatul e pricină de slăbiciune și moleșește pe cel ce l-are, orice îi se întâmplă îi este ca o povară. Dar dacă omul înaintează, cele ce îl împovărau mai înainte îi se fac treptat mai ușoare. Deci mult bine ne face și multă odihnă și sporire ne aduce faptul de a ne învinovăți pe noi înșine și nu pe altul pentru ceea ce ni se întâmplă. Mai ales că nimic nu ni se întâmplă fără purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Poate că ar zice cineva, cum pot să nu mă necăjesc dacă am nevoie de un lucru și nu-l dobândesc? Deci am nevoie de el ca de ceva ce mi este de trebuință. Dar nici acesta nu are motiv să se învinovățească
pe altcineva sau să se necăjească pe cineva, ci dacă cu adevărat are nevoie de un lucru, cum zice, și nu îl dobândește, trebuie să spună: Hristos știe mai bine decât mine ce trebuie să mă odihnească și El însuși mi se face mie în locul acestei mâncări. Fiii lui Israel au mâncat mana în pustie 40 de ani și chipul manei a fost unul. Dar fiecare s-a făcut în loc de ceea ce avea nevoie. Celui ce avea nevoie de ceva sărat, i s-a făcut sărată. Celui ce avea nevoie de ceva dulce, i s-a făcut dulce. Și fiecăruia i s-a făcut, vorbim pe scurt, ceea ce se potrivea cu firea lui. Astfel, deci, dacă are cineva nevoie de ou și nu capătă decât legumă, să spună gândului său: dacă mi-ar fi fost de folos, mi l-ar fi trimis fără îndoială Dumnezeu. Dar el poate face și leguma aceasta ou. Și să creadă lui Dumnezeu că îi se face lui aceasta, spre mărturia lucrării lui. Și cu adevărat, de este cineva vrednic să se odihnească, să se întărească cu hrană, va îndemna Dumnezeu inima saracinilor să facă cu el milă după trebuința lui. Iar de nu este vrednic să se odihnească sau nu este de folos, de-i va face lui cer nou și pământ nou, nu va afla odihnă. De aceea, uneori, cineva află odihnă, întărire prin hrană, adică chiar peste trebuința lui, iar alte ori nu află nici cât cere trebuință. Deoarece Dumnezeu, prin milostiv, dă fiecare după trebuința lui. Uneori îi rânduiește una de peste trebuință, ca să arate acelea mărimea covârșitoare a iubirii lui de oameni și să-l învețe pe el să-i mulțumească. Dar și când Dumnezeu nu-i dă ceea ce răspunde trebuinței lui, face prin cuvântul său ca lucru dat să împlinească trebuința lui, învățându-l în același timp cu răbdare. De aceea trebuie ca în toate să luăm aminte la cele de sus. Fie că ne vine ceva bun sau ceva rău de la cineva, să privim la cele de sus și să mulțumim pentru cele ce ni se întâmplă, suportând toate cu învinovățirea de sine și spunând, cum au spus părinții, că de ni se va întâmpla ceva bun e din economia lui Dumnezeu, iar de ni se întâmplă ceva rău se întâmplă pentru păcatele noastre. Pentru că sfinții de pătimesc sau pentru numele lui Dumnezeu, sau pentru a se arăta virtutea lor spre folosul multora, sau pentru a se înmulți plata lor de la Dumnezeu. Dar pentru noi, cei ticăloși, cum putem spune aceasta? Căci păcătuim în fiecare zi și căutând îndreptățire pentru patimile noastre, am părăsit calea dreaptă pe care ne-au arătat-o părinții, adică aceea de a ne învinovăți pe noi înșine. Să călătorim pe calea cea strâmbă, învinovățind, și călătorim pe calea cea strâmbă, învinovățind pe aproapele. Și fiecare din noi se sârguiește în orice lucru să pună vina pe fratele său și să arunce povara pe el. Fiecare ne socotește poruncile lui Dumnezeu și nu păzește pe niciuna, dar cere împlinirea lor de la aproapele. Au venit odată la mine doi frați, care se necăjeau unul pe altul. Și zicea cel mai mare despre cel mai mic: îi poruncesc lui un lucru și se necăjește. Și mă necăjesc și eu, socotind că dacă ar avea credință și bire față de mine, ar primi cele de la mine cu încredere. Iar cel mai mic zicea: iartă-mă, părinte, el nu-mi vorbește cu frica lui Dumnezeu, ci ca unul ce voiește să-mi poruncească și socotesc că de aceea nu se încredințează inima mea când vorbește de la Dumnezeu, cum zic părinții. Luați seama cum se învinovățeau cei doi unul pe altul și nici unul nu se învinovățea pe sine. Alți doi, necăjindu-se unul pe altul, măcar că își puneau înainte metanii unii altora, rămâneau fără încredere unul în celălalt. Unul zicea: nu mi-a făcut metanie din inimă și de aceea n-am dobândit încredere în el. Și așa au zis părinții:
Iar celălalt zicea, deoarece acela nu avea o dispoziție de iubire față de mine înainte de a-i pune metanii, de a-i cere iertare, de aceea nici eu nu am încredere. Vezi cum erau amândoi pradă bătăii de joc a diavolului? Vezi ce gândire sucită? Dumnezeu știe, mă tem că și cuvintele părinților le înțelegem pe voia noastră, ce rea, și spre pieirea sufletelor noastre. Trebuia ca fiecare din ei să ia asupra lui vina și să spună: n-am pus metanii din inimă fratelui meu și de aceea nu i-a dat Dumnezeu încredințare. Iar celălalt să spună: nu eram în dispoziție de iubire față de fratele meu înainte de a-mi pune metane de așteptare, de aceea nu i-a dat încredințare Dumnezeu. La fel trebuiau să facă și ceilalți doi pomeniți înainte de aceștia. Cel din tâi trebuia să spună: eu grăiesc cu mândrie, de aceea nu-i dă Dumnezeu fratele meu încredințare. Iar celălalt trebuia să cugete: fratele meu îmi poruncește cu smerenie și dragoste, dar eu sunt nesupus și nu am frică de Dumnezeu. Dar niciunul din ei nu a aflat calea ca să se învinovățească pe sine, ci fiecare împovăra pe fratele său. Iată, de aceea nu putem spori, de aceea nu izbutim să ne folosim vreodată în ceva, și rămânem tot timpul nostru otrăviți de gândurile ce le avem unii împotriva celorlalți, măcinându-ne unii pe alții. Fiindcă fiecare își dă dreptate sieși, fiecare se lasă pe sine, cum am spus, nepăzind nimic, și cere de la aproapele păzirea poruncilor. De aceea nici nu ne obișnuim cu binele, căci chiar dacă dobândim puțină lumină, îndată o cerem aceea de la aproapele, învinovățindu-l pe el și zicând că era dator să facă aceasta și de ce n-a făcut așa. De ce nu cerem mai degrabă de la noi împlinirea poruncilor și nu ne învinovățim pe noi înșine ca pe unii ce nu le păzim? Unde e bătrânul acela care, întrebat fiind: ce ai aflat mai bun pe calea aceasta, părinte? A răspuns și a zis: să mă învinovățesc în toate pe mine însumi. Acesta a lăudat-o și cel ce a întrebat. De aceea a zis: altă cale afară de aceasta nu este. La fel a zis și Ava Pimen cu suspin: toate virtuțile au intrat în casa aceasta afară de una, iar fără ea, la nevoie poate opri omul răul. Și l-au întrebat pe el: care este aceasta? Și zise: să se învinovățească omul pe sine însuși. Dar și Sfântul Antonie a zis că aceasta este marea lucrare a omului, să arunce greșeala sa asupra sa înaintea lui Dumnezeu și să aștepte ispita până la cea din urmă răsuflare. Și pretutindeni aflăm că părinții păzesc această poruncă și toate le-au pus în legătură cu Dumnezeu, până și cele mai mici lucruri, și așa s-au odihnit. Așa a făcut acel sfânt bătrân, căruia, fiind bolnav, i-a pus fratele în mâncare în loc de miere, ulei de rapiță, care era foarte vătămător. Și totuși bătrânul n-a zis nimic. Și a mâncat în tăcere o bucată de legumă și a doua, cât era de trebuință. Ne învinovățim pe fratele în sine însuși, zicându-și că l-a disprețuit. Și nu numai că nu a spus aceasta, dar nici măcar cu un cuvânt nu l-a supărat. Iar când a aflat fratele ce a făcut, a început să se necăjească, zicând: te-am omorât, Ava, și ai pus păcatul asupra mea pentru că ai tăcut. Iar bătrânul i-a răspuns cu blândețe, zicând: nu te necăji, fiule. Dacă Dumnezeu ar fi voit ca eu să mănânc miere, mi-ai fi pus miere. Deci îndată a pus lucrul pe seama lui Dumnezeu. De ce pe seama lui Dumnezeu, bunule bătrân? Fratele a greșit și tu zici: dacă așa a voit Dumnezeu, pentru ce? El zice: da, dacă ar fi voit Dumnezeu ca eu să mănânc miere, fratele ar fi pus miere. Și aceasta a spus-o măcar că bătrânul era așa de bolnav și nu putuse primi atâtea zile nicio hrană. Totuși,
El nu s-a supărat pe fratele, ci a pus lucrul pe seama lui Dumnezeu. Și bine a spus bătrânul. Dacă Dumnezeu ar fi voit ca el să mănânce miere, ar fi prefăcut și uleiul cel rău mirositor în miere. Iar noi ne pornim să învinuim în orice lucru pe aproapele, învinovățindu-l că ne-a disprețuit și că a lucrat contrar conștiinței. Și când auzim un cuvânt, îndată îl sucim zicând, dacă nu ar fi vrut să mă rănească, nu l-ar fi zis. Unde e Sfântul acela care a zis despre Simei? Lăsați-l pe el să blesteme, că Domnul i-a pus lui să blesteme pe David. 2 Regi 16 cu 11. Dumnezeu i-a zis omului ucigaș să blesteme pe prorocul. Cum i-a zis Dumnezeu aceasta lui? Prorocul, având cunoștință și știind că nimic nu aduce așa de mult mila lui Dumnezeu peste un suflet ca încercările, și mai ales cele venite și îngrămădite în vreme de necaz și de strâmtorări, a zis, lăsați-l să blesteme pe David, că Domnul i-a zis lui. Pentru ce? Ca să vadă Dumnezeu smerenia mea și să-mi întoarcă mie cele bune în locul blestemului lui. Vezi cum zicea aceasta prorocul într-o cunoștință? De aceea se și smerea față de cei ce voiau să-l apere pe cel blestemat zicând, ce este mie și vouă, fiii lui Țeruia? Lăsați-l să blesteme, că Domnul i-a spus lui. Iar noi nu suportăm să spunem despre fratele nostru că Domnul i-a spus lui. Și de auzim un cuvânt, îndată pătimim cele ale câinelui. Căci de aruncă cineva împotriva lui o piatră, îndată lasă pe acel care a aruncat-o și pleacă și mușcă piatra. Așa facem și noi. Lăsăm pe Dumnezeu care îngăduie să fie aduse asupra noastră încercările spre curățirea păcatelor noastre și pornim împotriva fratelui zicând, de ce mi-ai spus aceasta? De ce mi-ai făcut aceasta? Și putând să ne folosim mult din aceasta, uneltim împotriva noastră cele ce ne păgubesc. Căci nu voim să știm că toate se fac după purtarea de grijă a lui Dumnezeu, spre folosul fiecăruia. Dumnezeu să ne înțelepțească pe noi prin rugăciunile Sfinților. Amin.